Anul acesta, manifestările dedicate celei de-a 21-a ediție a Zilelor Municipiului Câmpul Lung se vor desfășura în perioada 18-21 iulie. Concertele și activitățile organizate în aer liber, inclusiv activitățile de distracție, comerț cu amănuntul de produse alimentare și alimentație publică, produse textile și de artizanat, marochinărie, încălțăminte, jucării, târg tradițional, se vor desfășura pe stadionul municipal Câmpul Lung. Iată programul stabilit de autorități pentru ziua de joi, 18 iulie. Între orele 10:30-14, simpozionul Slove Mușcelene, ediția a 11-a, în sala mare a primăriei municipiului Câmpul Lung, organizator Biblioteca Municipală Ion Barbu. La ora 16, vernisaj, expoziție Cenaclul Ide Negulici, salonul de vară, locația Big and Small, organizator Casa de Cultură Tudor Mușatescu. Ora 17, vernisaj, expoziție Nicolae Săftoiu, locația Secția de Istorie, Artă Plastică și Științele Naturii, organizator Muzeul Municipal Câmpul Lung. Orele 19:21, seară de teatru, Teatrul Notara cu piesa Mitică Popescu de Camil Petrescu, locația Casa de Cultură a Sindicatelor, C.D. Aricescu.